Bună seara! Am zis să fac și episodul 2 după live-ul de ieri care am înțeles că a supărat parchetul și sri și așa a zis un jurnalist care a făcut a luat banul și a făcut un filmuleț în care bagă România Bagă Biserica Ortodoxă Română în cea mai mare mizerie pentru că vin alegerile. Hai, mai adunați-vă, vă rog frumos, distribuiți peste tot. Este extrem de important. Bun. Având în vedere că ne-am mai adunat, pot să spun și eu la mulți ani de Sfântul Nicolae sper că a dus niște nouelușe multor politicieni, multor securiști, multor pseudonaționaliști, celor care efectiv își bat joc de România, cred că le trebuie mai mult decât o decât o nuielușă. Încerc și eu să distribui pe unde, pe unde pot. Pentru că, nu știu dacă ați văzut, suntem extrem de cenzurați, de atacați din toate părțile. V-am spus că vor veni timpuri foarte complicate. Au ieșit în acest moment niște sondaje făcute de PSD și de USR. Bun, hai să ne mai adunăm, vă rog, distribuiți peste tot, pentru că am lucruri extrem de importante să vă spun. Uh, lăsați televiziunile, intrați. Aici vom putea să vorbim cât se poate de cât ne vor lăsa de liber, pentru că mie mi-este foarte clar că tot ceea ce înseamnă cenzură în presa românească uh, se instaurează. Nu cred că mai avem 1% presă necenzurată. Uh, ce să fac dacă spun adevăruri care deranjează? Am văzut că mulți, multora li s-a șters declarația mea politică cu gândacule făte făină. Am văzut că tinerii sunt extrem de nebuniți după, după replica asta. Nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu, da? Mulțumesc frumos lui Dumnezeu pentru că este cel care mi-a dat inspirația fără seamăn. Uh, și de ce nu să-i mulțumim și colegului din uh, Camera Deputaților, care a provocat o astfel de replică, bineînțeles, care va rămâne uh, cerebră. Am înțeles că domnul cu a uh, gânda cu insecta, uh, deja și-a uh, uh, și luat porecla asta. Uh, mi se pare o poreclă foarte mișto, că nu l-a jignit nimeni cum a jignit el pe mine. Am zis că vrea să-mi facă plângere, îl aștept. Dar abia l-aștept și mai ales colegul. Vezi că o să-și cer uh, să îmi dai bani pentru faptul că în trei ani de zile de parlament nu te-ai făcut niciodată remarcat cu nimic și în sfârșit live-ul meu te-a făcut cunoscut în România. Da, bun. Așa, suntem 1300 pe live în momentul ăsta. Mulțumesc frumos! Încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, la mulți ani binecuvântați celor care poartă numele de Nicolae și derivatele acestora. O să-i rog frumos pe troli și pe băieții puși de sistem să, să ne lase, vă rog frumos, avem lucruri importante pe care ei nu le iau în considerare, pentru că ce să faci? Asta este naționalismul, patriotismul e cu totul altceva decât globalismul lor. Bun, o să vă rog frumos să nu mai dați curs instigărilor și manevrelor securistice și provocărilor ordinare pe care le fac televiziunile, unii jurnaliști politicienii civici sau pseudo-civici da? Haideți să ne vedem de treaba noastră uh, și vă rog frumos uh, nu ne interesează provocările altora chestii făcute de serviciile secrete. Voi ce credeți? Că vor, vor lăsa să, să fie bine? Vor începe denigrările, minciunile instigările conturi false care vor vorbi în numele nostru, da? Deci, v-am spus de nu știu când că așa se va întâmpla, nu știu ce credeți voi, de ce credeți voi că nu se întâmplă, se întâmplă mai devreme, pentru că sunt sondajele. De aceea au atacat și Biserica. De ce? Pentru că românii s-au refugiat în Biserică și s-au refugiat în credință și um, trebuie atacată Biserica. Pe cine ataci? Că astăzi este episodul 2. Pe... IPST o dosie. Domnule, nu spune nimeni că e un om sfânt. Hai să fim serioși. Voi sunteți sfinți? Voi ăștia care mă acuzați pe mine, care acuzați pe toată lumea că de sfinți sunteți. Sunteți fără de prihană, sunteți fără de greșeală. Mie îmi vine să vărs când vă persoane care au făcut parte din guverne, din politica asta mizerabilă care sunt agența ai serviciilor secrete și care fac acum pe nepătații și pe sfinții, care au deținut funcții extrem de importante și care și-au bătut joc de România și acum fac pe oamenii corecți, pe naționaliști, pe patrioți. Băi, dă bine! Dă bine! În urmă cu trei ani nu dădea bine. În urmă cu trei ani, Diana Șoșoacă și cu Silviu Șoșoacă luptau pentru România Vorbeau de naționalism și patriotism, în timp ce uh, ceilalți tăceau. Ceilalți se duceau spre globalizare. Astăzi a mai apărut un articol despre denigrarea uh, în al sale Teodosie. Atenție! Și eu nu spun că este un om imaculat. Nimeni nu e. Toți facem greșeli. Dar! E foarte interesant de ce l-au ales pe el, când în urmă cu șase luni de zile a apărut la aceeași uh, pseudo-televiziune, fițuică jurnalistică plătită de toți cei care au, inter au interes, vorbea de Marele alb. DNA-ul nu s-a sesizat în privința Marelui Alb Păi nu, pentru că de la Marele alb. Se scurg așa niște chestii extrem de importante. Mai mult decât atât, cum să te legi de cel mai înalt? Te legi de cel care este dorit să fie cel mai înalt. Știm uh, foarte clar că toți politicienii acești nenorociți au boală pe Teodosie. O să-mi cer iertare în al Sfinției sale, că nu o să-i zic în acest live tot timpul IPS sau în al Sfinției sale, ci Teodosie. În fond și la urmă urmei este atât de apropiat de oameni, așa îi spune toată lumea, IPST Odosie, deci o să vă spun că IPST Odosie este un om, ca noi toți. Fiecare plătește pentru greșelile lui, dar să înșcenez o mizerie, să scoți din context niște cuvinte, azi a apărut pe știri pe surse un articol în care spunea că dovada sunt niște cuvinte pe care ăștia, de fapt, sri împreună cu procurorul de caz le-au scos din context, astfel încât să manevreze cumva judecătorul. Băi băieți, cât timp mai trăiesc eu și cât timp mai trăim noi mulți avocați care suntem în SOS România, că o mare parte din SOS România e formată din avocați, să vă intre bine în cap că nu o să vă meargă toate mizeriile astea. Chiar că vrednic este. I.P.S. Teodosie a luptat alături de noi, cot la cot, în uh, toată această pandemie. Omul acesta a avut curajul de a aduna lumea. Omul acesta a făcut emisiuni ca să dea curaj în oriașilor. Oameni buni. Da, zice cineva de colectiv, da. Mi-aduc aminte biserica ortodoxă română n-a avut bunul simț să vină la colectiv decât după ce, inclusiv eu, am scris nenumărate mesaje și nu eram în politică. Boru mă știe, nu era derapaj să nu fi scris vreodată un mail. Nu a fost derapaj al bisericii să nu le fie adresat. Un cuvânt sau un sfat, faceți așa, duceți-vă la colectiv. Și la colectiv am scris. Și am spus, nu e normal să-i acuzați pe cei copii de satanism când s-au dus să se distreze. Voi vorbiți? Voi care aveți în alți prelați care au depus jurământul călugăriei și au fost însurați și au copii? Voi vorbiți când prea înaltul are o fată? Bă, băieți, nu mă faceți să vorbesc mai mult decât vă doriți voi, da? Bun... Um... Ok. Ia ce zici aici? Ok. O să vă rog frumos să vă uitați aici și pe nicio altă televiziune, unde ordinul este foarte clar. Dați în Diana Șoșoacă, dați în SOS România. De ce? M-au sunat de la Galați. Se pare că la Galați SOS România are 19%. Oh, 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 oh. NASOL PSD. Și asta într-un sondaj PSD a uh, într-unul uh, pe 17%. Foarte tare. Uh... să vă spun de scorurile mele. Ăștia vorbesc de, turul, de turul 2. Da, dacă eu nu aș candida, ar mai exista turul 2. De aceea veți, vor începe de acum să vedeți cum vor fi atacată și eu și cei mai apropiați oamenii mei cine e cel mai apropiat om al meu? Silviu. Stați să vedeți. Și cine o să mai fie? Copiii mei. Stați să vedeți ce se va întâmpla. O să trăiască să-i duc în papua noua guinee să nu se ia cineva de ei. Bun. Teodosie. De ce l-au ales pe el? Păi nu trebuie să se răzbune pentru ce a făcut în pandemie. Cum să te opui tu în alt prelat? Dar atenție, ei sunt asimilați demnitarilor, conform legii. Păi tu te opui sistemului. Și mai mult decât atât, atât de mult l-au îndrăgit oamenii pentru că le-a fost aproape. Și cu cine a luptat? Păi cot la cot, cu cea mai vocală dintre toți românii, cu Diana Șoșoacă. Cu cea mai vocală dintre toți avocații în perioada aceea. Și atunci, cu cine a mers în procese? Cu Diana Șoșoacă. Cu cine a luptat pentru pelerinajul Sfântului Andrei? Cu Diana Șoșoacă. De ce n-au venit la pelerinajul Sfântului Andrei politicienii și nimeni din sinod? Pentru că se pregătea un dosar lui Teodosie. De ce n-a venit bunul său prieten, Simion, căruia IPS Teodosie a dat inclusiv oameni cu care să-și construiască filiale? Și, și ce a făcut Simion? Oameni corecți. I-a dat afară N-aveau bani. Și atunci vă întreb. Ați văzut că naționaliștii punro au scris denigrare la adresa Dianei Șoșoacă plătită de aur. Aur și PSD. Pentru că aur și PSD au ajuns la o înțelegere pentru alegeri. Um, Bun, haideți să vă arăt o chestie foarte interesantă. Ce am văzut astăzi? Ce au putut să facă ăștia de la AUR? Sper să mai găsesc. Da, s-au opus unui uh, proiect pentru a se. Așa! Uh, și AUR s-au opus unui proiect pentru a se vota în Camera Deputaților cu privire la mărirea salariilor primarilor și la anularea pensiilor speciale pentru primari. Dar să trecem la Teodosie. Teodosie este extrem de iubit. Nu numai în Dobrogea. Teodosie ar merita să fie patriarhul României. De ce? Dar știu că e un obicei cu Moldova, cu Iașul de cu Dar unde de unde, unde a venit Sfântul Andrei și unde s-a aciuat? În Dobrogea. Și atunci, cea mai veche arhiepiscopie, cea mai veche biserică, este acolo. Arhiepiscopia Tomisului, care cândva a fost mitropolie. Când s-a vorbit atunci acesta și anul trecut și a făcut o dosie, o cerere, pentru a se reveni la mitropolie, ce a făcut prea fericitul Daniel. A refuzat. De ce? Pentru că în momentul acela era un pericol. Da? Bun, o să vă rog frumos să nu vă mai înjurați aici. ignorați pe cei care vorbesc cu de noi. Nu le răspundeți cu aceeași monedă. Nu ne caracterizează. Vă rog frumos. Da? Bun. Lăsați-i în pace. Nu vă coborâți la nivelul lor. Dumnezeu îi vede și le dă ce au nevoie. Au nevoie de unul ea. Bun, Teodosie a fost alături de oameni, Teodosie a făcut slujbe. Teodosie a avut curajul să facă al doilea paște, să scoată oamenii în stradă, să îi împărtășească de față cu toți. Teodosie a avut curajul să facă slujbe. Teodosie a făcut boboteaza, cum să-l distrugi pe Teodosie? Păi cei cred că, voi credeți că ei îl distrug atunci când face un lucru? Nu. E o răbdare. Sistemul are răbdare. Și sistemul ăsta acționează. Mai mult decât atât, Teodosie, pentru că e prieten cu șoșoacă, pentru că șoșoacă are cel mai mare procent în alegeri. Și atunci, dacă asociezi doi prieteni, atât, în aceste alegeri, înseamnă că ăștii la alți nu vor mai avea nicio șansă. Doi la mână. Există o pedeapsă pe care trebuie să o primească IPS Teodosie pentru faptul că și-a permis să ceară să aibă mitropolie. 3. Oamenii vor patriarh ori patriarhul trebuie să fie mitropolitul Moldovei, adică IPS Teofan. În schimb, IPS Teofan a mulțumit ucrainenilor. Oare de ce? Pentru că își bat joc de românii noștri de acolo? Am înțeles. În schimb, Teodosie. Teodosie în timpul războiului a ținut cu românii noștri de acolo. A fost ca și mine, a susținut neutralitatea. Da? Și atunci, cum să nu dai în Teodosie? De ce, după acel film despre Marele Alb, DNA nu a reacționat? Nu s-a dus să-l ridice sau să-l cheme pe prefericitul Daniel, nici măcar pe Bănescu. În schimb, la câteva zile după filmul cu Teodosie, făcut oameni buni, priviți dincolo de aparențe, vă rog frumos. Am ochiul format pe mizeriile astea. să știți că dosarul a fost făcut la comandă. Este o comandă mizerabilă. Ia gândiți-vă voi de ce el este arhiepiscop. Oare câți mitropoliți n-au făcut chestia asta? Mai mult. Să pui pe 800.000 de mii de lei și să dea el în șpagă 160 de mii ca să ia 800 de mii. Păi băieți, păi vă știți câți bani are arhiepiscopia Tomisului? Despre ce vorbe? E o făcătură făcută de unul care să de preot. Atenție că mulți își pun sutana și nu sunt preoți. Mulți își pun sutana și nu sunt călugări. Nu vă mai lăsați prostiți. Totul este o mizerie de doi bani, pentru că vin alegerile. Pentru că nu vor, ca te o dosie, să influențeze alegerile. S-ar putea ca acea poză în care noi doi am apărut să fi fost esențială. De ce? Toată clasa politică și toată clasa uh, de preoți știa foarte clar că nu trebuie să fie, că nu trebuie să fie acolo. Pentru că la peștera Sfântului Andrei, pentru că nu e bine să-ți asociezi imaginea cu unul care va fi chemat la o anchetă. Singura care am avut curaj am fost eu și am mai fost un domn. A fost o primar de la unul Tudorache, care a venit cu avocatul lui. Un avocat cu care m-am întâlnit și pe la crevedia și care zicea că e prietenul meu. Nu era. Eu am stat exact în stânga lui PST o dosie. Când m-a văzut, mi-a zis, am crezut că nu veniți. Cum să nu vin? Împreună am pornit în lupta asta, o ducem până la capăt. Și nu mă refer la lupta politică. Mă refer la o luptă în care Adevărul va triunfa. Um, dacă n-ar fi fost IPST ODOSIE, credincioșii nu ar fi avut pe nimeni în lupta lor împotriva unui sistem care a vrut să-i omoare. SOS România are din ce în ce mai mari procente. În Constanța e pe locul 2 după, pe, după PSD. Fraților, nu ne jucăm aici. E grav, tremură tot sistemul pentru că sistemul știe că noi nu vom accepta mizerii. Așa cum am dat afară și dau afară pe capete când îi prind cu vreo mizerie sau când îi prind că, că au dosare penale sau că mulți atenție se ascund. Nu poți la primul control să-l să să verifici. Și să știți că sunt mulți oameni din sistem care s-au luptat cu sistemul, care au fost marginalizați și care luptă. În schimb, jurnalele dau, de, dau împotriva lor total. De ce? Să nu cumva să se ridice și să lupte ei împotriva sistemului, pentru că îi știu. Am foarte mulți cunoscuți, de exemplu, care au lucrat în DICOT, care au făcut dosare cu anchete care au costat o groază de bani. Și ce să vezi? Procurorii, parchetul general, codruța, prim-ministrii, ministrii justiției, că se bagă în anchete, le-au anulat anchetele. Și au mai și amenințat Că le fac dosare, le-au făcut dosare, le-au făcut dosare și copiilor lor. Și atunci. Da, Teodosie, Patriarhul României, corect. Uh, domnilor procurori, de fapt e un singur procuror. În cazul domnului Teodosie, conform codului de procedură penală, toată ancheta este secretă, ceea ce înseamnă că nici un. Uh, nici un. Ziarist nu are de unde să știe când se va duce Teodosie să depună să, uh, să vorbească cu procurorul când va fi citat? În calitate de martor, presupun, sau în calitate de ce? E suspect. Ce calitate i-ați atribuit? Făptuitor suspect, deja inculpat, asta n-ați mai vrut să o explicați? Doar ați fără sfară în țară, domnule procuror? Ce s-a întâmplat imediat după ce Teodosie a fost acuzat și chemat la DNA? Păi bune? A, domnule Rafila, vezi că nu toți suntem proși și punem botul. Păi dacă imediat după atacul la adresa lui Teodosie a apărut pandemia de rujeolă. Păi într-o lună o să apară ce pandemie. Da, am înțeles. La Constanța se ridică acum un spital, un modul. Băi băieți, oameni buni, atenție foarte mare la tot ceea ce se întâmplă. Fiți o dronă, stați deasupra și uitați-vă peste tot și faceți legături între ele. Deci după ce de o dosie a plecat, a fost trimis la DNA. Apoi, astăzi, apare un articol precum că există dovezi. De ce? Pentru că au văzut live-ul meu de ieri, nu e nicio dovadă. N-aveți dovezi, e atât de subțire dosarul ăla, care scoate din context fraze și le așează el cum vrea, da? Atenție! Apoi, scos scoți din context două cuvinte și îl faci pe ăla. A, nu mai vorbim, ia să vă uitați voi. În filmul ăla în care îl acuză pe Teodosie, la un moment dat este o, o imagine la peștera Sfântului Andrei anul trecut sau acum doi ani când ningea cumplit și era viscol și Teodosie se întâlnește cu mine și mă bine binecuvântează. Exact pe imaginea aia ei scriu acolo trafic de influență. Băi, băieți, bă, nu toți suntem proști, noi decifrăm mesajele subliminale, mă. Nici nu aveți voie să faceți astfel de lucruri. Apoi, trimiteți gândacul să mă acuze pe mine de toate prostiile să-mi facă plângeri. Dar pe aștept. Vă știți că mie îmi place. A, apropo, domnul procuror, dar băi aștept să mă chemați. Știți de ce? Nu trebuie să chemați noastră presă, o chem eu. Dar fac live în momentul în care Am luat declarația. Și vrea mușchiul meu, mă, să fie totul la liber. Nu vrei? Nu o declarație, mă. Dar totul fac filmat, mă. Totul. Toate anchetele vi le fac live. Așa vreau eu. Pentru fiecare caz pe care l-ați distrus cu el cu familie. O groază de oameni pe care i a trimis în judecată și s-a dovedit a fi nevinovați. Dar cine te mai spală după șapte ani? Cine-i mai spală onoarea lui Teodosia acum că îi va rămâne totdeauna deasupra capului o acuzație mizerabilă de trafic de influență, de complicitate, de mită, de ce Dumnezeu i-au mai pus acolo? Înțelegeți ce vor ei? Așa se va face și cu mine. Ia uitați ce spun. Spioană rusă, omul Putin. Bă, vreți să vă arăt că mă duc să mă întâlnesc cu Putin, mă? Bă, vreți să vă arăt că eu pot să mă întâlnesc cu Putin și cu Biden și cu. Păi, da, Orban, de ce nu e omul rușilor? Păi, Orban s-a dus și la Moscova, apoi s-a dus la Bruxelles, apoi s-a dus la Washington și apoi s-a dus la Beijing. De deci ce asta se întâlnește. Orban al ungurilor. Păi frate, nu vi se pare că ăsta e cu toată lumea? Și poate să se înțeleagă cu toată lumea și îi merge bine în țara lui? Deși e membră UE, membră NATO, dar el se întâlnește cu Putin și la Putin acasă, și în, în China, se zice și la și în America. Voi nu înțelegeți că ăștia colaborează cu toții? Păi, Treziți-vă că sunteți manipulați și își bat ăștia. Joc de voi. O să fac live-uri în fiecare zi până când o să înțelegeți naiba cum se joacă serviciile secrete cu voi și cu mintea voastră. Trebuie să ieșiți din manipulare. O să stau călare pe voi cum am stat toată pandemia să vă scot această manipulare din cap. Băi, nu vă mai lăsați manipulați de presă, de televiziuni. Oameni buni, faptele vorbesc. Nu vă mai luați după toți ăștia care n-au niciun interes să ne vadă că le preluăm puterea. pe momentul în care îi preiei puterea de la sistem, e nenorocit. Sunt disperați pentru că își vor pierde obiectul hoției. În moment. Deci, pentru articolul de astăzi a fost episodul 2, respectiva propoziție scoasă din context. Da? Nu știți? Păștiri pe surse. Da? În care, teodosie, da, este acuzat și vezi, Doamne, există dovada că el ar fi făcut o infracțiune. Aburela. Aș vrea să ne dea tot filmul cap-coadă ca să vedeți făcătura. Nu pot, pentru că i-au tăiat, au tăiat, au scos din context. Așa se acuză și așa se fac dosarele de către DNA și SRI. Atenție! DNA-ul are aceeași structură ca și pe vremea lui Chioveșii. Ia de ce dau acum pe... Ia fiți atenți voi aici. Ce vorbeam noi? Ai? Stai că nu se vede așa. Deci, familia regală câștigă disputa cu statul, instanța a decis acordarea compensației. O țineți minte că am întrebat eu ieri de familia regală. Credeți că întâmplător a apărut articolul ăsta? Credeți că întâmplător se pronunță toate după ce cineva ia atitudine? Familia regală, victorie la înalta curte. La finalul lunii trecute, instanța de apel a emis o soluție în litigiu, dar care nu este definitivă. Pe scurt, părâții, adică Guvernul României și Ministerul Mediului, trebuie să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 15.976,66 lei. Decizia în altei curs, pe lângă redeschiderea cauzei, familia regală a mai obținut o victorie, în sensul că în alta curte obligă părății guvernul, ministerul mediului să, să publice în monitorul oficial normele de acordare a compensațiilor acordate proprietarilor care nu pot beneficia de resursele pădurilor aflate în zonele protejate. Da? Familia regală se judecă cu Ministerul Mediului din 2020. Revendicările casei regale așa, cheltuielile de judecată. Oameni buni, deci acest articol este scris despre o hotărâre în evenimentul zilei care a fost dată în urmă cu o lună. Astăzi a apărut ce a făcut SRI-ul. SRI că totul e de servicii aici, a văzut interpelarea Dianei Șoșoacă din Parlament și a zis, bă, asta dacă întreabă, iese belea pentru că o să se vadă câți bani se scurg. Hai să scriem un articol imediat după interpelarea Dianei Șoșoacă. Înțelegeți cum lucrează serviciile? Înțelegeți cum lucrează serviciile oameni buni? Tot ceea ce vedeți când v-am spus că toate televiziunile vor ajunge să dea în mine și în partidul SOS România, de fapt în mișcarea SOS România, nu m-ați crezut. Ah, apropo, am înțeles că după ședința în care efectiv am urlat la domnul de la UDMR care vorbea prostim împotriva României de Ziua Națională a României, domnul Simonis și cu Simion și cu toți ceilalți au hotărât că trebuie să schimbe regulamentul, să pună jandarmi în sală și să rețină, atenție, să pună mâna pe demnitari și să-i scoată din sală. Păi... Uh... Vreau să vă spun ceva, trebuie să schimbați Constituția. Pentru că demnitarul român este purtător al autorității de stat. Există numai anumite momente în care și proceduri prin care poți să pui mâna pe un demnitar român. Dar atenție, tare aș vrea domnule Simonis să vă ridice și pe dumneavoastră când înjurați de mama focului și amenințați că nu știu ce. Cum și pe domnul Simion aș vrea să vă cumpăm mâna jandarmii da? când înjură și amenință. Cât despre mine? Domnule Simonis, vă mulțumesc din suflet. Eu am impresia că toți sunteți atât de proști încât o să faceți în așa fel încât să câștigă alegerile astea cu 99%. Indiferent unde voi candida pentru că de-abia aștept să mă întâlnesc cu jandarmul în Parlamentul României care pune mâna pe mine și vrea să mă scoată din sală. Pentru că în momentul ăla sunt în legitimă apărare. Și știi ceva, domnule Simonis? Îmi voi lua și un permis de portarm. Și cine se apropie de mine să mă atace, voi fi nevoită să mă apăr. Chiar te rog să schimbi regulamentul. Bun. Deci, dragilor, trebuie să mă pregătesc că trebuie să plec la Nașul TV. Așa că episodul 2 cu IPST Odosie fi l-am prezentat. Ia să vedem ce mai avem. Ia, ce zice IPST Odosie că nu e nicio urmărire penală. Bine, de o dosie obișnuit ca și mine cu dosarele astea politice. Uh, da. Nu mai găsesc el dar al găsiți pe știri pe surse, un, uh, un uh, știri pe surse, asta să vedem. Pe surse de o dosie. Să vă citesc un pic din uh, asta. A, ah, uite aici. Dovada faptului este aici. Dovada faptului că IPS se chiar a vrut să accepte mana cerească cu tot cu șpaga implicită. Ia fiți atenți aici, bla bla bla. Concret, preotul Petrică Leașcu, da, așa îl cheamă pe ăla, care zice că e preot, nu e preot, a mers la mai mulți oficiali și pretindea că are posibilitatea să acceseze suma de 800.000 de lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte pentru a finanța reparații la biserice din județ. Domnul preot ăsta are o firmă de construcții Uh, care a câștigat, frate, milioane de euro, zeci de milioane de euro până acum. Auzi, mă, cu cât te a plătit, mă, sri -ul? Sincer, pun și o întrebare. Cu cât te a plătit sri ca să accepti mizeria asta de, de reportaj? Și ceva? Ia că m-am gândit eu bine, având în vedere că sunt senator și am asistat în rahatul ăsta de, uh, de film chestia asta. Îți voi face o plângere penală pentru mită, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, uh, difuzare de informații false, înșelăciune. Scrie-te, rog frumos, căcescu să înceapă, să înceapă uh, plângerea. Okay. Gata, fraților! M-am prins. Acum mi-a venit ideea. Îi facem, vă rog frumos, și noi, domnului preot ăsta, Uh, o plângere penală de fapt mai multe pentru toate aceste infracțiuni. Pentru că știți, în momentul în care faci o chestie de asta, procurorul spune, îmi faci lucrul ăsta, dar tu scapi. Și se dă și ce să spună. Asta fac, care după ce au câștigat zeci de ani, acum vin și spun, vai, îmi cer iertare, am greșit, am păcătuit, vreau să-mi îndrept păcatul, zău, Renunță la toată averea pe care o ai. Renunță la toată averea pe care ai obținut-o datorită bisericii și legăturilor cu toți în alții prelați. Da? Hai băiete! Haide! Am înțeles că ai copii, nu frate? Stați în stradă. Toată averea pe care ai obținut-o e, prin fraudă. De pentru care, nene, pe o popă, te rog eu frumos, dacă tu vrei ca noi să te credem, că vrei să te mântuiești, acum renunți la toată averea. Hai să te văd! Bun. A, zice, prin diverse manevre și firmei lui Petrică Leașcu să-i revină un comision de 20%, adică 160.000. de mii. Și ce se poate fi întâmplat? Cred că l-au prins pe ăsta. Și i-au zis, sau mă, ca să scapi. Vă dați seama câte... El a zis că a construit multe biserici, că a făcut multe lăcașuri de cult, că a renovat. Păi dacă ții 160.000 la fiecare, păi te crești și o frate, că ai avere. Apropo, sutana aia e cam făcută pe comandă, așa. Da? Ok. că Leac și-a obținut o audiență și la IP7O2, în momentul în care și la. Dar îi lați unde sunt? Păi a de ce nu-i cercetați? Băi, voi credeți că noi suntem veniți cu Pluta? Băi, noi suntem din uh, sistemul judiciar, băi, băieți, băi. Noi știm ce faceți voi, mă. Băi, noi știm și cum l-ați băgat pe avocatul roșu în pârnaie degeaba pentru că și-a uh, clientul. Băi, toți ăștia, aproape toți magistrați, pentru rahatul ăla de pensie specială care vă depășește și salariu, că România e trădată pentru că nu avem justiție, oameni buni, pentru că te duci în instanță și te rogi la Dumnezeu să-ți dea un, un judecător drept, da, și un avocat drept, da? Nu se duc la termene și așa mai departe. Băi, oameni buni, nu vă mai duceți după fentă. Sistemul ăsta judiciar e cel care a retrocedat terenuri imobile care n-au aparținut niciodată celor care s-au erijat în moștenitori. Sistemul ăsta juridic da, și toate instanțele astea, da, cu mici excepții, atenție, cu câțiva care mai sunt oaze de libertate și de adevăr, o mare parte din magistratură. Și tot o mare parte din magistratură, vorbind acum de um, procurori, voi sunteți cei care răspundeți la ordinele politice. Pentru că dacă aveam o justiție dreaptă, România mai avea o șansă și n-ar fi ajuns aici niciodată. Dar nu pe dosare făcute la comandă. Ci că dovada că IPS o dosia marja la plan. Să l salut și pe domnul Orlando, care văd că este un, un tip care îmi urmărește toate live-urile. Vă salut. Vă salut! Sper că aflați multe de la mine. Oricum, aflați mai multe de la mine decât de la, de, de, de la toată presa. Arhiepiscopia Tomusului, în care dovada, a încărcat o solicitare de finanțare prin intermediul platformei Secretariatului de Stat pentru culte în data de 27 iulie 2023 pentru lucrări de intervenție în primă urgență, punere în siguranță monument istoric Palat Arhiepiscopal, având atașat un deviz în valoare de 701.985. Această cerere a fost retrasă în data de 1 a a 2023 de către Arhiepiscopia Tomisului, întrucât a reușit să identifice conform solicitării primite o altă sursă de finanțare. Eronat. Faptul că a retras o cerere nu înseamnă Că își găsise o altă sursă de finanțare. În fond, nu putea să aibă sursă de finanțare pentru că în filmul ăla spune că se vorbește la Secretariatul pentru culte ca să se aprobe. Deci, de -a, uh, asta, zice Secretariatul de Stat, nu a acordat niciun sprijin financiar acestei solicitări. Deci, dacă o să vă uitați în filmul ăla, o să vedeți că, de fapt, ajutorul era să se dea prin. Cei de la culte, unde nu știu cine ar fi avut o relație, care relația aia ar fi aranjat să se dea acești 800 de mii. Deci faptul că a retras această cerere arată că i s-a spus că nu i se vor da banii respectivi. Pentru că în filmul vostru și de fapt în dosarul DNA voi spuneți că... L-a sprins cu trafic de influență pentru ca Secretariatul pentru culte să-i dea cei 800.000 de euro, dându-i ăla 160.000, dându-i și lui ăla de la culte și așa mai departe, pentru că uh, el, de fapt, uh, avea de lua 701.000, ăsta aș mai lua 160.000, deci 860.000 de lei. Pă Bă, băieți, vă încurcați în propriile voastre minciuni. Mâine aștept următorul articol. Vă îmbrățișez, ne vedem la Nașul TV, dați și pe Facebook, dați și pe, uh, uh, pe televizor, da? Și ne vedem la Nașul TV să vă spun mai multe. De mâine ne vedem cu românii noștri din Austria. Doamne, ajută tuturor, vă îmbrățișez, așa că și aștept de la. A, ah, vă rog frumos, prea fericitule, nu vă mai puneți a um, câțiva preoți să mă sune și să-mi spună taci, nu tac. Ați ales să atacați oameni nevinovați. Eu voi spune adevărul. Ați uitat toți? Adevărul te va elibera. Adevărul te va elibera, pentru că adevărul este Dumnezeu. Ăla, ăla adevărul ăla pe care voi ar trebui să-l slujiți. Doamne ajută tuturor.